Eu, sincer, din punctul meu de vedere, sunt de acord clar cu, cu partea sportivă, pentru că așa a fost la început și mi se pare normal că ar fi cea mai ușoară variantă. Dar, spre exemplu, nu sunt de acord cu faza ca Kiki să stea. Eu aș fi fost de acord ca toate patru să jucăm. Pentru că, la fel cum multe, spre exemplu, Andreea Zaragiu a fost foarte dezavantajată că a stat foarte multe zile pe bancă, ba a lăsat că nu știu ce, ba că nu știu cum. Și din cauza asta ea chiar a prins neîncredere în ea și a avut de foarte multe ori trac pe traseu și s-a mișcat aiurea, poate din cauza neîncrederii și a faptului că își pierduse mâna pe traseu. Să nu uităm că a venit pe parcursul jocului și s-a ținut foarte bine de urma fetelor și chiar a reușit să se detașeze, din punctul meu de vedere, vizibil, pentru că are multe aturi care fetele noastre probabil orică nu le au, orică se protejează, orică ceva, nu știu ce le ține. Au fost foarte multe pauze de-a lungul timpului în care, după cum bine știți, mi-am cedat locul pentru că erau puține fete în cealaltă echipă și la noi e mai puține fete și atunci, ok, cine a mers la început pe traseu, hai să câștige echipa, hai să mă dau deoparte, m-am dat deoparte. Înțeleg fiecare replică care mi s-a spus, că în principiu mie mi s-a spus, eu le-am și răspuns. Andreea Zaragiu a zis că nu îi se pare corect chestia asta pentru că ea în ultimele două sau trei săptămâni n-a intrat aproape deloc pe traseu când a fost aleasă de războinice. Și voi îmi spuneți, băi, Zaragiu n-a evoluat. Cum? Când ea de atâtea săptămâni nu intră pe traseu, unde să evolueze? Alergând în fața vilei? În spatele vilei? Adică despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Eu, afirmația care am făcut-o cu mini-clasamentul ăsta sau ce a fost, eu n-am făcut-o doar în ultimele două sau trei săptămâni când au rămas războinicii doar în două persoane, două fete mai exact. Eu am făcut-o pe parcursul exatlonului de când a venit Kiki. Mie îmi pare rău de Mihai că s-a accidentat din primul meci. Chiar îmi pare foarte rău, sper să fie bine. L-am văzut când a căzut și i-am zis, hai ridică-te, hai, chiar dacă e în fața ta, rămâi concentrat, nu dispera. Și a adus și atunci punct și a mai intrat odată și a adus și al doilea punct, am chiar a tras de el. Și al doilea meci și al doilea traseu chiar a tras de el. A tras de el foarte bine. S-a adus și punctul. Sperăm să fie bine, sperăm să nu fie grav. Da, sper să fie bine. Îmi pare rău de accidentarea lui Mihai. Sper să fie bine, că înainte să se termine meciul, el plecase la spital. Am continuat să luptăm pentru el și să aducem victoria astfel încât să rămânem în formație completă, să nu plece niciun băiat de la noi. De foarte multe ori s-au făcut alegeri, spre exemplu, la joc, în, să zicem, în favoarea echipei, dar fără să țineți cont cum ar veni și de părerea fetelor. Și de multe ori noi a trebuit să ne înghițim cuvântul sau dacă am zis eu ceva, a luat-o, domnule, că nu știu ce. Și din cauza asta, poate eu am fost cea care am sărit cu gura, dar și fetele au fost de aceeași părere. Sau au fost momente în care eu am vrut să intru, spre exemplu, Cătălina sau altcineva n-a vrut să intre și am stat cu, ok, cine intre? Ok, care a fost trimis? Îmi pierd să mai în față. Nu se face așa. Dacă o luăm așa, atunci și Cătălina a avut o perioadă mai proastă, să zic așa, după aia a avut o perioadă în care s-a accidentat și a stat două sau trei săptămâni pe margine, dar cu toate astea a reușit, chiar dacă a fost aleasă în primele două săptămâni, cred că a fost aleasă de fiecare dată, dar după aia, uitați, acum are, de exemplu, o săptămână sau două în care a jucat o dată sau de două ori, dar cu toate astea reușește să aducă puncte. Eu nu cred că de fiecare dată când s-a întâmplat chestia asta nu s-a întrebat sau nu s-a... Am ales doar noi și am zis că persoana respectivă iese.
Noi de fiecare dată, cel puțin eu din ce am văzut, de fiecare dată s-o întrebat dacă sunteți de acord sau dacă nu sunteți de acord. E foarte ciudată senzația, pentru că ți-ai dorit să spui ceva și nu ai ce să spui. Adică, pe de-o parte, mi-am dorit foarte mult să evoluez și mi-am dorit foarte mult să ajung în postura în a fi un jucător bun. Eu sunt ca Kiki, să stea pe margine, să nu intre în alea trei fete care mi-a luat dor. Cine mai este cu mine? Păi nu, să ridice mâna, ai zis să ridice mâna cine nu e. Cine stă cu mâna jos e ok. Nu, eu am zis că eu sunt pentru aia ca Kiki să stea afară, să nu meargă la duel. Băi, pentru că și eu am trecut prin asta și știu cumva care chestia și eu sunt pentru. Grupul a acceptat, grupul a zis că e ok și atunci la duel a mers Cătălina, Andreea Arsine și Andreea Zaragiu la duelul între noi, să zic așa, pentru că am zis că totodată este și parte sportivă între echipe, în echipa noastră, pentru că dacă ai o șansă aici, adică ai o șansă aici să demonstrezi că ești mai bună și după aia mai ai o șansă să mergi la duel să mai demonstrezi odată că ești mai bună. Îmi pare rău de o parte că s-a ajuns aici, îmi pare rău că fetele trebuie să treacă prin asta și empatizez foarte mult cu ele și așa cum am fost și la băieți, o să fiu și aici, probabil că o să plâng. Nu foarte am înțeles, foarte mă gândesc de o variantă. Înțelegi? E normal să se întâmple lucrurile. Nu știu dacă am dat cu cineva intrat la de la astăzi, urmează să facem un mic joc, să fetele își vor alege trei finaluri în afară de Cristina. O să fie un duel pe cinste și se poate întâmpla orice. Ia că vine... Le dă mașina. Vine Mihai. Sper să fie Mihai în mașină. Sigur, Mihai. Eu sper să fie bine. Sper să nu fie ceva grav, cu toții am spus lucrul ăsta, să nu fie ceva grav. Sau chiar dacă este, o să-i lăsăm o perioadă de timp să se recupereze, indiferent de joc. Este mai importantă recuperarea sănătatea lui decât meciul în sine. Băi, ce ai ce fac? Am câștigat, nu? Da. Că suntem aici. Da. Mamă, cum faci la picărie azi? M-am lovit. Te-ai lovit. O fisură musculară, cu traumatism la rotulă, dar e ok, am primit un tratament și da, am câteva zile de repaus. Ține-te de mine, hai. Da, e ok. E ok? Da. Sigur? Da. Pe ecografie nu a apărut nimic, în schimb pe sonografie mi-a apărut o fisură la nivelul quadricepsului, mai exact la nivelul vastului medial. Cred că probabil din cauza șocului, rotula mi-a lovit mușchiul și a reușit să-l fisureze. Mai trebuie să fac niște analize, niște investigații, dar în principiu trebuie să stai pe bară puțin. Trebuie să stau puțin pe bară. Urmează să se continue investigațiile și în zilele următoare pentru a stabili exact dacă doar astea sunt traumele sau mai există și altele care nu s-au văzut până în momentul de față. Deci ce ai zis, că ai fisură musculară cu traumatism la rotulă și... Da. Și asta s-a datorat. Cât ți-a zis să stai pe bar? Cam 2 zile trebuie să stau neapărat în repaus. Așa. Și în astea 2 zile continuăm investigațiile, trebuie să mai fac niște analize, mi-au spus acolo la clinică. În momentul de față vreau să mă recuperez, vreau să mă refac cât mai repede, într-un timp cât mai scurt, pentru a putea juca în continuare, pentru a putea intra pe traseu și pentru a ajuta echipa. Ai revenit. Cum ești? Ce faceți? Bine. Felicitări.
Văd că am rămas cu toți. Da. Am înțeles că va avea câteva zile de pauză, să stea pe bancă, să se refacă. Noi mâine vom da tot pe traseu. Dacă vom câștiga, ok. Dacă nu, dacă se va vedea lipsa lui pe traseu, asta este. Important este să se refacă el.